Trei tineri din municipiul Motru, cu vârste de 17 ani, au fost reținuți de poliție după ce au furat telefonul unui bărbat. Minorii l-au oprit pe bărbatul de 50 de ani pe stradă, i-au luat telefonul mobil din buzunar și au fugit. Ulterior au vândut telefonul, pe care au luat 230 de lei. Suma au împărțit-o între ei, însă nu au apucat să se bucure de banii, că au fost prinși de polițiști. La data de 30 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gurj trei tineri de 17 ani, toți din Municipiul Motru, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că noaptea de 29 spre 30 ianuarie anul curent, cei trei tineri, aflându-se pe raza Municipiului Motru, ar fi sustras un telefon mobil din geaca unui bărbat de 50 de ani din comuna Dragotești. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii faptei. Telefonul furat a fost recuperat de oamenii legii și restituit persoanei vătămate. Minorii reținuți pentru furt vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri corespunzătoare.